Bine v-am regăsit, sunt astrolog Luminița Ristea și în această filmare vom vorbi despre Lilith într-o cu totul și cu totul altă dimensiune. Știți foarte bine că în data de 8 ianuarie Lilith a părăsit Zodia Rac, unde a stat 9 luni de zile și unde a lucrat cu noi, cu originile, cu familiile, cu tradițiile, cu strămoșii, cu toate aceste traume, dureri, umbre la nivel transgenerațional și a lăsat locul pentru o altă manifestare a lui Lilith și anume Lilith în Leu. Și legat de această prezență a lui Lilith în Leu, când am făcut filmarea despre Lilith pe care o găsiți pe canalul meu de YouTube despre Lilith în Leu, am ajuns la legenda lui Narcis, așa numitul narcisism, da, care este din ce în ce mai des folosit, este un tipar poate foarte convenabil, care se aplică de foarte multe ori unei persoane sau unui anumit comportament. Și în această filmare aș vrea să extind puțin și să vorbim despre această legendă a lui Narcis. De ce? Fiindcă revenind în mitologie, da? Revenind la legendele Olimpului, l-am găsit nu numai pe Narcis în această legendă, ci am mai găsit un personaj care mi s-a părut mult mai fascinant și mult mai interesant și o să vedeți care este legătura între Narcis și Echo, da? Echo-ul în conexiune cu Lilith în Leu. Haideți întâi să vedem care este această legendă a lui Narcis, să ne amintim, să ne reamintim această poveste, această legendă a lui Narcis. Legenda spune că Narcis era fiul râului Cefios și al nimfei Liriope. Zeii l-au binecuvântat pe Narcis cu o frumusețe nemăsurată, deosebită. Toată lumea care îl întâlnea pe Narcis, fie că erau oameni tineri sau oameni în vârstă, fie că erau bărbați sau femei, efectiv se îndrăgosteau de chipul lui, de înfățișarea lui Narcis. Narcis, unde mergea, era însoțit de alai, de nimfe, nimfele apelor, nimfele copacilor, care nu-și doreau decât să fie alături de el, măcar pentru o clipă. Narcis, bineînțeles, era obișnuit cu această adulație, această admirație, dar era foarte, foarte indiferent, da? Era faimos pentru indiferența lui, pe cât era de faimos pentru frumusețea lui. Tot timpul îndepărta orice potențială iubită care s-ar fi apropiat de el și părea că este undeva chiar deasupra iubirii însăși, deasupra ideii de iubire. Undeva era în sfera aceasta a zeilor. Și într-o zi, o nimfă, Echo, nimfa Echo, l-a privit pe Narcis și s-a îndrăgostit de Narcis și, neputând să își ia privirea de la el, ea a început să-l urmărească pe Narcis, unde mergea, peste tot. Și bineînțeles că Narcis a simțit că este urmărit și a strigat, cine este acolo? Dar Echo a încercat să-i răspundă, dar nu putea, fiindcă Echo, această nimfă, nu avea vocea ei. Ea fusese blestemată de marea zeiță Hera să nu poată să vorbească și tot ce putea să facă Echo era să repete cuvintele lui Narcis. Deci era practic, Echo era, prin ceea ce vorbea ea, repeta cuvintele celorlalți, era ecoul celorlalți și în cazul nostru era ecoul lui Narcis. Și Narcis a întrebat cine este acolo, Echo a răspuns și ea, cine este acolo. I-a spus Narcis, hai vino să te văd. Vino afară acum, ea a răspuns, afară acum. Și, bineînțeles, Narcis s-a enervat, s-a supărat și i-a spus, hai, vino să te văd. Și atunci Echo a ieșit, a spus, te văd, a ieșit dintre copaci și s-a dus la Narcis și l-a îmbrățișat. Dar inima lui Narcis era de gheață, da, a rămas rece și a spus cu mult dispreț lui Echo, pleacă de aici.
Mai bine mor decât să te iubesc, a strigat el cu foarte mult dispreț și eco de cât a răspuns, ecoul ei a fost te iubesc și cu inima frântă a plecat, a fugit în pădure, a refuzat să se mai miște, a refuzat să mănânce, a refuzat să mai bea, a refuzat să mai trăiască și încet, încet trupul ei a dispărut și a rămas decât ecoul din vocea ei. Zeii erau destul de enervați de comportamentul lui Narcis și nu au mai dorit să-i tolereze acest comportament, fiindcă oamenii se sinucideau din cauza lui și o zeiță, zeița Nemesis, l-a blestemat ca Narcis să cunoască și el durerea aceasta a iubirii neîmpărtășite, pe care el tot timpul o refuza. Și într-o zi, plimbându-se prin pădurile lui iubite, Narcis a găsit un lac cristalin cu un luciu liniștit în care și-a oglindit fața, și-a oglindit frumusețea lui. S-a plecat să bea apă din lac și și-a zărit atunci chipul nemaipomenit, chipul frumos și aflat sub blestemul zeiței Nemesis, s-a îndrăgostit de chipul lui. Nu și-a mai dat seama că este practic propria lui oglindire în acest lac și a simțit acea durere, acea durere cauzată de iubire în pieptul lui, acea bucurie de a fi în prezența cuiva și a zis, da, se pare că asta este iubirea adevărată pentru mine. Și Narcis a vorbit cu oglindirea lui și a spus, hai, vino la mine. Bineînțeles că nu-i răspundea nimeni. S-a plecat să sărute luciul apei și imaginea chipului a dispărut. Și de fiecare dată când încerca ca să se apropie de chipul lui oglindit în apă, de atâtea ori și chipul lui părea ca să se retragă, să dispară în apele liniștite ale lacului. Și au trecut ore, au trecut zile, până într-o zi în care Narcis s-a decis și a spus, dacă tu nu vii la mine, vin eu la tine, așa putem să fim împreună. Și atunci a intrat în apele lacului, s-a scufundat în întuneric până când a dispărut acolo pe vecie. Și legenda spune că mai târziu, la marginea apei, a înflorit o minunată floare care s-a plecat deasupra apei și care se numește Narcisa. Deci numele acesta de Narcisă vine de la Narcis. Acum să revenim la astrologie. În astrologie am descoperit, studiind, bineînțeles, plecând de la Lilith, am ajuns la Narcis și la Eco. Am descoperit că sunt doi asteroizi în harta noastră, un asteroid Narcis și un asteroid Eco. Și, în primul rând, aș vrea să vă prezint care sunt pașii pe care puteți să-i faceți, cum puteți să descoperiți, să vă găsiți acești doi asteroizi în harta voastră natală și avem această filmare aplicativă care urmează imediat acum cu pașii de urmat folosind site-ul www.astro.com. Haideți să vedem cum putem să identificăm acești doi asteroizi, asteroidul Narcis și asteroidul Eco. Intrăm pe site-ul astro.com, www.astro.com, da, vedeți aici avem horoscop, deschidem secțiunea de horoscop, free horoscop, adică horoscop la liber, horoscop drawings and data, da, și de aici avem extended chart selection. Și aici am harta lui Whitney Houston, da, informațiile, o să mai adaug Pars Fortune, mai adaug Lilith, adaug Chiron și adaug și cei doi asteroizi, 37-117, asteroidul Narcis și 60, asteroidul Eco. Da? După ce le-am adăugat, apăsăm aici, fie aici, show the chart, fie aici, show the chart, adică arată-mi harta și am obținut harta. Și dacă ne uităm în harta, avem Narcis. Da, la gradul 24 în Pești, casa 1, asteroidul Narcis și asteroidul Eco în casa 10, la gradul 7 și 14 Capricorn. Deci foarte, foarte simplu puteți să aflați unde sunt cei doi asteroizi, Narcis și Eco în harta voastră. Și acum să vedem cum putem să lucrăm cu acești doi asteroizi, asteroidul Narcis cu simbolul 37-117 și asteroidul Eco cu simbolul 60.
În astrologie avem acest asteroid Narcis 37117, care reprezintă concentrarea, focalizarea, reflectorul pe noi. Deci această autoconcentrare exagerată, exacerbată pe propria noastră persoană. De asemenea, asteroidul Narcis mai poate să arate și incapacitatea de a vedea punctul de vedere al celorlalți, incapacitatea de a lua în considerare nevoile celorlalți, mândria excesivă legată de propria înfățișare, precum și respingerea celorlalți sau respingerea iubirii în general. Deci acolo unde îl avem pe Narcis, în harta natală, trebuie să ne uităm să vedem care este zodia în care este Narcis, să ne uităm care este casa astrologică, domeniul de viață în care se manifestă sau poate să se manifeste aspectele pe care acest asteroid le face cu alte planete, unghiuri sau noduri, da? Pot să fie aspecte karmice, pot să fie aspecte legate de familie, pot să fie aspecte legate de propria noastră identitate, de experiențele de viață. Dar, paradoxal, chiar dacă avem această legendă a lui Narcis, mie mi-a atras atenția foarte mult nu Narcis, care este, să spunem așa, actorul principal în această legendă mitică. Mi-a atras atenția asteroidul Eco, acest simbol 60, care în propria mea diagramă, deci bineînțeles făcându-mi și eu harta pe astro.com, am văzut că Eco este în conjuncție cu Venus în Berbec, la același grad, în casa a treia, care este casa comunicării, care este casa relaționării și a socializării. Și dacă stau bine să mă gândesc la această simbolistică a vocii, a ecoului, pot să spun în cazul meu că întreaga mea viață a fost o luptă, da, o luptă în această energie a berbecului, da, o luptă pe care eu am inițiat-o, o luptă în care m-am aruncat cu capul în pereți de foarte, foarte multe ori, o luptă singulară pentru a-mi găsi propria voce. Și această luptă a durat ceva timp, ca dovadă că am ajuns la astrologie de-abia după vârsta de 53 de ani. Deci a fost un drum anevoios, a fost un travaliu terapeutic pe care a trebuit să-l fac pentru a putea să înțeleg despre ce este vorba în relația mea cu mine și a putea ulterior și eu să ofer consultații celorlalți. Acum, Eco, dacă stăm bine să ne gândim la această legendă mitologică, Eco nu are propria voce. Am spus că fusese blestemat de zeița Hera să nu aibă propria voce și ea, practic, era ca o umbră, îl urmărea pe Narcis ca o umbră. De fapt, din această imagine, Eco nu are propria ei individualitate, da? Ei îi pasă doar dacă Narcis, deci dacă celălalt o iubește. Pentru ea nu contează dezvoltarea personală, pentru Eco nu contează evoluția ei, fiindcă fără Narcis, ea nu are direcție, nu are busolă, este pierdută. Și ca dovadă că atunci când Narcis a respins-o, ea a murit, da? Ea a ales această cale de disoluție în univers. În hartă, Eco nu trebuie să existe sau să coexiste cu Narcis. Eco este propriul asteroid și are propriile sale înțelesuri. Dar modalitatea de interpretare a lui Eco, bineînțeles că pleacă de la mitul lui Narcis, de care este foarte, foarte legată. Și haideți să fim acum sinceri, da? De câte ori nu am căutat fiecare din noi și nu am găsit un Narcis, fiindcă aveam nevoie să fim dependenți de cineva, să fim ca un adevărat apendice pentru cineva. Aici aștept comentariile voastre, aștept acel moment de sinceritate. Eu recunosc că cu acest Eco în conjuncție cu Venus în Berbec am avut și eu momentele mele de dependență, da, legate de relații în viața mea. Acum, Eco, ca interpretare, ea poate să aibă câteva
dimensiuni. În primul rând, ecoul este un factor de depresie. De ce? Fiindcă dacă stăm bine să ne gândim ce este ecoul, este o reflectare, da, a vocii altuia. Deci eco nu avea propria ei voce. Și atunci, dacă tu nu poți să-ți cânți propriul cântec, nu poți să-ți vorbești propriile cuvinte, să-ți pui propria poveste, este o zonă de depresie. Eco cântă cântecul iubitului, nu cântă propria ei melodie. Când vă faceți o analiză a locului unde este eco în harta voastră natală, casa astrologică, zodia în care este, puteți să descoperiți că această persoană iubită nu este neapărat un iubit, nu este neapărat un partener, un soț, poate să fie un părinte. Foarte adesea poate să fie un părinte și dacă o avem pe eco proeminentă în hartă, putem să căutăm un părinte în oricine și în toată lumea. Deci aceasta poate să fie una din o natură a lui eco. În cazul meu am avut această revelație legată de această conjuncție a lui eco cu Venus în Berbec. Mi-am adus aminte că acum 4 ani, când mama mea trăia, fiul meu mi-a spus foarte tranșant și foarte direct, așa, foarte ușor, mi s-a părut așa dintr-o dată și eu am rămas, bineînțeles, cu gura căscată. Mi-a spus: mamă, dar tu nu vezi că semeni foarte mult cu Mimi? Noi așa îi spuneam mama mea, Mimi. Și atunci, în acea clipă, s-a produs acel wow, acel declic și mi-am dat seama de această dependență. Eu interpretam faptul că mama mea este limitată în anumite puncte de vedere, că este mult prea închistată, este mult prea rigidă, mult prea riguroasă și eu vroiam să fiu independentă. Dar, în realitate, eu mă comportam ca și ea. Deci erau aceste dependențe la nivel subconștient de mama mea și de foarte multe ori, dacă ne uităm, avem aceste dependențe la nivel subconștient de părinții noștri, da? De mama, de tata, alegând parteneri care seamănă cu mama sau cu tata. Și aici aș lega această energie a lui eco de voce. Și întrebați-vă fiecare din voi, care este vocea mea? Da? Deci dacă vă uitați în harta natală, la poziția asteroidului Eco, uitați-vă să vedeți care este predispoziția astrală, care este vocea, totuși vocea voastră, da? Cum puteți să vă exprimați, să scăpați de acest blestem al zeiței, da? Și să vă recăpătați vocea. Pe de altă parte, Eco legat de voce ca asteroid este legat și de această capacitate de a întări conversația prin cuvinte, prin sunete, prin gesturi. Deci pot să fie acele persoane care sunt foarte vocale, da? Care își exprimă emoțiile prin onomatopeie, prin cuvinte, gen aha, uite așa, și care pigmentează conversația. De asemenea, poate să intervină eco și în cazul acesta al copiilor cu afecțiuni de vorbire, da? Copii care nu pot să se exprime sau care vorbesc întârziat, da? Copii care au probleme, copii care au nevoie de logoped. În relația aceasta, spre exemplu, persoane care nu pot să asimileze limbile străine, da? Care nu sunt suficient de fluenți. Ați văzut, eu am întâlnit persoane care își doresc din tot sufletul să învețe o limbă străină, limba engleză, care este cea mai folosită, dar nu prea reușesc. Chiar dacă se străduiesc, da, își cumpără cursuri, își pun căști, repetă, dar nu le iese, nu au acea. Nu au urechea aceea muzicală, cum spunem noi. Noi am zis că n-au urechea muzicală, dar este poate cu totul și cu totul altfel. Și atunci poate să fie și o problemă legată de un aspect tensionat al lui Eco în harta natală. Și atunci ar trebui văzut care este acest aspect, cu cine face Eco acest aspect tensionat în harta natală și să vedem care este natura. Putem să lucrăm poate la nivel emoțional pe acest aspect. Dar, spre exemplu, dacă faci un aspect, îmi vine acum să spun, dacă faci un aspect tensionat cu Saturn, da? Saturn poate să fie o figură de autoritate, dar poate să fie un blocaj legat de o conversație din copilărie, da? Un părinte care a pus pumnul în gură copilului, care l-a blocat pe copil, care nu i-a dat voie să se exprime. Și
Găsiți fiecare dacă aveți exemple, dacă credeți că rezonează cu ceva acest eco din harta voastră, haideți să scriem aici în comentariile de la această filmare să dezvoltăm acest subiect care mie mi se pare fascinant. Și nu în ultimul rând, eco ne duce în zona aceasta de proiecție în relația cu partenerul. Deci poate să fie un indicator foarte interesant în cazul sinastriilor, deci în astrologia relațională, la fel cum relaționează eco. Eco și Narcis, Eco cu Narcisul partenerului și invers. Ce este important să înțelegem că trebuie să învățăm să nu ne proiectăm. Adesea ne proiectăm în relațiile cu partenerii noștri și să nu încercăm să umplem un vid pe care îl avem noi în sufletul nostru cu cineva din exterior. Deci să facem acest schimb, fiindcă poate să apară tendința de a renunța la propria noastră putere, de a ne da această putere în relație. Și poate să fie un tip de obsesie, de iubire, care ne duce către o altă zonă, ne duce către o zonă de sacrificiu, pentru că noi nu ne iubim pe noi înșine. Și dacă mergem pe această cale, noi nu mai suntem cei autentici, revin la voce, nu mai avem voce și devenim ecoul care își risipește inutil energia. Poate că ecou, dacă vorbim despre ecou, este și locul în care simțim acest gol, da? Deci atenție la acest vid, la acest gol. Și este important de văzut în harta natală, mai ales dacă avem eco într-o zonă relațională, spre exemplu casa 1, casa 7, da? Casa în zona relațiilor de iubire, casa a 5-a. Sau avem în relație cu planetele relaționale, cu Venus, cu Marte și nu mai zic de Lilith, da, atenție și la relația care se poate stabili între Lilith, Narcis și Eco în harta voastră natală. Și acum stăm să ne gândim că dacă Eco într-adevăr s-ar fi iubit, s-ar fi onorat mai mult, atunci ar fi fost o persoană reală și nu un ecou care decât repeta lucrurile. Este vorba și de frica pe care o avem, nesiguranța pe care o avem în relațiile cu ceilalți, pe care le avem cu ceilalți. Și acum dacă stăm și concluzionăm, ați văzut că am vorbit mai mult despre eco, mi s-a părut această manifestare a lui eco mult mai profundă și mult mai, ca să spun așa, mai interesant de analizat, mai subtilă. Este locul în care putem să lucrăm cu noi, da? În zona aceasta de narcisism, o să vedem ce înseamnă și narcisismul sănătos, mi se pare mai simplă în aparență, da? Dar ecoul acesta, eco, este o muncă mult mai subtilă pe care putem să o facem. Dacă stăm bine să ne gândim, atât eco cât și narcis, sunt jumătăți ale de cochilii. Pentru că fiecare din ei aveau lipsă de iubire. Lipsă de iubire adevărată, lipsa unei conexiuni, de fapt asta însemna, cu sinele divin, cu sinele autentic. Deci nici Narcis nu era conectat cu sinele lui, nu se iubea, nici Eco nu era conectată cu sinele ei, nu se iubea. Și ne putem gândi la această relație între Narcis și Eco, Narcis ca fiind o gaură neagră înfometată care se satură folosind iubirea celorlalți, da? Deci absorbind această iubire, deci gaura neagră absoarbe iubirea, admirația celorlalți, iar Eco ce face? Își dăruiește, pierde de bunăvoie din energie în această gaură neagră și lasă ca să fie devorată din cauza, la fel, a lipsei de iubire de sine sau a conexiunii cu sinele autentic. Ambii asteroizi, atât asteroidul Narcis cât și asteroidul Eco, reprezintă fațete ale aceleiași monede, cele două fațete ale aceleiași monede, dar este o expresie polarizată a aceleiași energii. Ambii sunt victime, victime ale idealizării, victime ale iluziei. Narcis este victima lui însăși și a murit din această cauză, iar Eco este victima lui Narcis. Analizând cei doi asteroizi, putem să intrăm în contact direct cu sinele nostru autentic, să intrăm în contact direct cu individualitatea
noastră din interior și nu să ne raportăm la exterior, la proiecția în relație cu ceilalți. Acum Lilith în leu deja ne activează multe fațete ale noastre cu ocazia tranzitului ei de 9 luni până în data de 3 a 10-a. Și cu Lilith în leu va trebui să ne dezvoltăm, da, una din fațete, acest narcisism sănătos, da, fiindcă avem, de exemplu, am găsit un autor, Craig Markin, în cartea lui Rethinking Narcissism din 2016, adică Regândind Narcisismul, el propune acest termen de egoism pentru a descrie aceste trăsături ale victimelor abuzului narcisic, dar afirmă că există și un narcisism sănătos. Iar în cazul narcisismului extrem pe care îl cunoaștem, acest echilibru patologic este rupt. Deci, în esență, narcisismul este despre a ne vedea, despre cum te vezi tu pe tine în relație cu ceilalți, prin narcisism sănătos, healthy narcisism, cum l-am găsit pe internet, în literatura de specialitate, este o modalitate de a ne referi la un comportament egoist și egocentric necesar, de care avem nevoie. Se mai numește absorpție sănătoasă de sine, ca fiind un termen mai des folosit. Și care ar fi aceste trăsături pozitive ale narcisismului sănătos? O imagine de sine pozitivă, o stimă de sine ridicată, o mare încredere în sine și un nivel acceptabil de importanță personală, da? Deci, gândiți-vă și voi dacă aveți aceste trăsături legate de acest narcisism sănătos și dacă nu le aveți, eu vă asigur că ele vor fi activate de acest tranzit al lui Lilith în leu în aceste 9 luni de zile. Aștept comentariile voastre, da? Aștept să identificați unde l-aveți pe Eco și unde l-aveți pe Narcis în harta natală, să vedeți care este relația între cei doi, relația cu Lilith sau cu alte planete și haideți să încercăm să descălcim aceste ițe, fiindcă, vedeți, Lilith în leu ne-a pus la treabă, chiar din prima zi. Și eu zic că este important să avem această cunoaștere, da? Să aflăm mai multe informații despre noi pentru a putea să lucrăm în mod conștient cu acest tranzit al lui Lilith în leu. Dacă doriți să susțineți mai departe canalul meu de YouTube pentru a crea conținut nou, nu uitați like, subscribe și dacă doriți să faceți parte din comunitatea Sirius, apăsați butonul Join, alătură-te și sunteți mai aproape de mine și de partenera mea, psihoterapeut Laura Ghiță. Toate cele bune și să ne revedem cu bine!